Aș spune că sectorul 2 este de asemenea locul în care apar cele mai multe buletine nule din țară, cel mai mare procent de buletine nule din țară, deși teoretic la București ar trebui să fie da, cumva da, da. mai. Dar de ce sunt astea nule la voi, la sectorul 2? V-a lumea acolo, a pus trei ștampile, a trecut tușul pe partea cealaltă. De ce sunt nule? Uh, din diverse motive, nu știu, sunt ștampilate pe mai multe. Pe da, mai multe... Sunt ele nule real sau? Din verificările noastre, da. unele sunt nule real, altele am făcut, una din cerele noastre de renumărare este pentru buletinele nule Și n-am primit răspuns nici la ea Avem cerere de renumărare și pentru buletinele nule Dar asta aș putea să o corelez cu o altă situație care s-a întâlnit și din nou este documentată Sunt alegători care au primit buletinul deja ștampilat Aici pot să spun, pentru că s-a făcut și plângere penală și a constatat și poliția Era erau buletinele ștampilate cu candidatul psd -PNL.